Dragilor, bine v-am regăsit astăzi. Vă mărturisesc sincer o bucurie imensă pentru că am alături de mine două prietene foarte dragi. Este vorba despre Valeria Bull Salome, trainer espere în cadrul Institutului francez IPER, Jacques Salome, și autoare de cărți de specialitate de comunicare relațională, și Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, președinte IFER, Institutul pentru Formare și Educare Relațională. Și motivul, ocazia, prilejul întâlnirii noastre de astăzi este această carte superbă pe care eu vă arăt acum, pe care am lansat-o, dacă nu mă înșel, în urmă cu aproximativ două săptămâni și jumătate, la salonul de carte Bookfest din București. O viață plină de viață, câteva căi posibile de a trăi în prezent și de a redescoperi bucuria vieții, cu o prefață a Valeriei Bolud Salome. Și aș începe discuția cu tine, Valeria, pentru că această superbă carte, dacă nu mă înșel eu, este a cincea ca număr în colecția Arta Comunicării în Relații, o colecție dedicată comunicării relaționale și dedicată mai ales lui Jacques Salomé și metodei espere. Să trasăm așa foarte pe scurt câteva căi posibile de a trăi în prezent, așa cum de altfel spune și subtitlul acestei cărți. Este o carte, vă mărturisesc, foarte, foarte multe capitole și subcapitole, și chiar mă gândeam înainte de a începe acest Zoom că ne-ar trebui poate câteva zile să vorbim pe marginea ei, pentru că mustește efectiv de foarte multe și instrumente, și reguli de igienă relațională, și tot felul de concepte. Pentru că noi de mai multe ori când vorbim despre Jacques Salomé și numele editurii Herald este un cadou pe care noi l-am făcut și a ieșit în preajma, dacă nu mă înșel, în preajma zilei de naștere a lui Jacques Salomé. Și de asemenea, Valeria și Jacques Salomé au oferit în dar, tot ca bucurie a vieții, această carte tuturor celor care vor să cuprindă, să spunem așa, instrumentele și conceptele metodei espere. Și aș vrea să te întreb, care sunt aceste căi posibile de a trăi viața plenar, de a trăi viața în toată plenitudinea ei, de a vedea, cum îmi place mie să spun, jumătatea aceea, jumătatea plină a paharului, bucuria vieții. Pentru că, bineînțeles, la o masă, dacă ne întâlnim, sunt două persoane, un optimist care va spune întotdeauna că viața este frumoasă și merită trăită, și va veni celălalt, pesimistul, care, din vari motive, va spune că viața este urâtă sau că nu merită trăită sau că nu este așa cum și-ar fi dorit persoana respectivă. Valeria. Bună, Sorin! Îi salut și pe cititorii români pentru această carte. Este o invitație, Jacques ne invită la o relație de conștientizare a vieții în noi. Pot să spun că cartea este o adevărată lecție de înțelepciune pentru timpurile pe care le trăim astăzi. Ne invită, în primul rând, la conectarea cu noi înșine. Și aveți un capitol întreg în această carte, a comunica și mai ales avea curajul de a se spune pe sine, deci să ne spunem nouă cu cuvintele noastre simțirile, dorințele, emoțiile pe care le trăim și să le analizăm pentru noi, nu pentru ceilalți, deci să ne poziționăm în relația cu noi înșine. Cred că aceasta este cea mai frumoasă lecție pe care o putem învăța, pentru că nu ne învață nimeni, nici în școli, nici părinții. Deci să ne conectăm la noi înșine, să ne ascultăm pe noi înșine în profunzimile acestea frumoase pe care le avem, pentru că suntem toți niște oameni frumoși înăuntrul nostru. Și într-adevăr este un cadou pe care Jacques mi l-a oferit. O să spun că această carte a apărut în franceză, deci în Franța, tocmai cu câteva luni înainte de boala lui. Și acum, un alt paradox, tocmai Jacques a avut o problemă de sănătate când această carte a ieșit pe piața românească, dar este cu noi și cred că această viață pe care el o respectă ne invită cu mare drag să
o conștientizăm în noi și să o respectăm, să avansăm cu minunățile care ne înconjoară. Iar comunicarea este cel mai important lucru, să comunicăm cu noi, dar să comunicăm în respect cu cei care ne înconjoară. Deci este o invitație de a ne respecta, a respecta pe cel aproape, omul, viața, dar este o invitație să respectăm natura, viața din natură, plantele și mai ales fiecare trăire, fiecare clipă. Pentru că pentru el viața este un proces în continuă vivanță și aceasta dă sens existenței noastre întregi. Mulțumim, Valeria. Daniela, cartea e împărțită pe relații și oferă niște repere despre vitalitate, despre energizare, despre susținerea vieții, despre conștientizarea unor esențe subtile ale vieții care ne fac, practic, să ne bucurăm până la urmă de ea. Și chiar dacă vorbim despre relația cu sine, cu noi înșine, vorbim despre relația de cuplu, am mai vorbit despre relația cu părinții noștri sau despre relația cu copiii noștri. Jacques împărtășește cu noi în poate cea mai accesibilă și directă formă, păstrând totodată complexitatea și profunzimea informației pe care, iată, o transmite în această carte. Și pentru că sunt extrem de multe informații în această carte și n-am exagerat cu nimic, că ne-ar trebui poate zile să o luăm așa la puricat, să o punem sub lupă și să discutăm fiecare aspect al ei. Am ales la întâmplare. Sunt multe. Da? Multe, multe subiecte de discutat. Ce înseamnă, am văzut în capitolul 3, întâlnirea cu sine și ascultarea de sine, ce înseamnă să-ți fii loial ție însuți sau însăți? Mulțumesc Sorin, pentru invitație, mulțumesc Valeriei pentru disponibilitate și pentru prezența ei tot timpul atentă și delicată și pentru generozitatea cu care de fiecare dată a răspuns propunerilor și ale voastre, dar și propunerilor mele de a colabora și de a fi, iată, aici în România, o echipă care să promoveze munca lui Jacques și conceptele lui Jacques și metoda ESPERE, care, iată, atât de frumos se poate regăsi în paginile celei mai noi traduceri Herald. Ce a spune eu despre carte, dincolo de relațiile cu sine, relațiile cu ceilalți, relațiile profesionale, parentale, cred că este o carte despre relația cu viața. Cred că Jacques descrie un nou tip de relație, Exact ce la ar fi asta să m-am ne... gândit. Da, este un nou tip de raportare, un Este nou un tip nou de tip relație. de Până acum n-am discutat raportare. despre relația cu viața. Nu. Și mai mult decât atât, relația cu manifestarea vieții în tine, ca individ, dar manifestarea vieții la nivel uman, la nivel general, pentru că viața înseamnă și natură, viața înseamnă animale, viața înseamnă tot ce ne înconjoară și dintr-o dată capătă acest sens universal și această plenitudine a manifestărilor. Și cred că este poate pentru prima oară când ne punem problema care este relația noastră cu viața. Ce înseamnă să-ți fii loial? Revenind la întrebarea ta, în primul rând că ca să-ți fii loial trebuie să te cunoști pe tine, să știi cui ești loial. Și sigur, ca psihoterapeut, mă gândesc că și la loialități toxice, dar atunci când lucrezi cu tine, când ești într-o bună comunicare cu sine, când ești într-o bună ascultare de sine, într-o bună relație cu corpul tău, ajungi să-ți fii loial elementelor tale sănătoase. A-ți fi loial înseamnă a putea să îți dai voie, să-ți dai dreptul sau să ai curajul, dacă este uneori e nevoie de curaj, să-ți pui ție un da afirmativ, să-ți pui ție un da plenar și îmi place termenul ăsta foarte mult al lui Jacques, fervoare. Știu că e greu de tradus în limba română, dar mi se pare că este un termen care sună bine și în română. Această fervoare în sens de această, parcă și vezi, când spui fervoarea vieții, parcă și vezi acolo vie și
trăindă, nu știu, vivantă, da? Ok. Și atunci să-ți fii loial, cred că a spune să-ți fii loial autenticului din tine, acestui autentic într-o profundă conectare cu manifestarea vieții, înțelegând că viața este poate cel mai frumos cadou și chiar pentru mine și cred că pentru multe persoane, Jacques este un model de viață, un model în sensul în care își respectă atât de mult viața din el și nu numai atât, cu toate încercările complexe și destul de dificile pe care chiar și acum le trăiește, palpită atâta viață și în cartea asta și în Jacques și chiar și în prezența Valeriei. Deci este o carte care pentru mine personal m-a reconectat cu mine, m-a reconectat cu această parte profundă, senină, plină de viață, acest cadou divin pe care îl primim și este o cale prin care mi-am hrănit relația cu mine. Mulțumesc, Daniela. Valeria, aș vrea să Așa. discutăm două concepte Da. care mie mi s-au părut foarte interesante, apropo de ce am spus eu puțin mai devreme, da? Felul în care e văzută viața de către, nu știu, un sceptic sau un pesimist și cum e văzută viața de un optimist plin de viață și care vede în viață, în loc de probleme, vede tot felul de provocări sau vede tot felul de poate chiar oportunități sau șanse de creștere și dezvoltare, pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem că și prin suferință ne purificăm și creștem, ne dezvoltăm. Ce înseamnă de fapt sabotorii fericirii și stâlpii relaționali ai fericirii? Da, deci Jacques folosește termenul de autosabotaj. Deci eu singur aș dori să mă întâlnesc cu tine, Sorin, deci te aștept la întâlnirea noastră, ajungi cu o întârziere și în loc să-ți spun, a, mă bucur, ai ajuns, ce bine, vom face ce am prevăzut să facem, să ne plimbăm, să mergem la cinematograf, și de fapt mă autosabotez această frumoasă relație, spunând, acum ai ajuns? Ai văzut? Uită-te în ce stare sunt și nu mai avem timp să nu știu ce. Deci autosabotez pe mine și relația pe care ți-o propun. Deci acești stâlpi ai relației pe care Jacques ne învață să învățăm, de fapt, ne invită să învățăm, să știm să ne ascultăm, să știm să gerăm aceste emoții toxice, de fapt. De ce sunt aici? Sunt aici pentru că aveam o întâlnire cu tine și să rămân cu această bucurie de a ne întâlni, cu această veselie și nu să spun, mă devalorizez singură, de fapt, când spun că uite la ce oră ai venit, uite cum mă simt, nu mai avem timp să nu știu ce. Deci mă devalorizez eu și devalorizez persoana care este în fața mea. Deci sunt cele patru verbe în comunicarea relațională a metodei ESPERE: să știu să cer, să ofer, să știu să refuz și să știu să pun întrebări, să știu să mă poziționez cu persoana care sunt. Și tocmai când Daniela răspundea acestei întrebări despre fidelitate, eu spun fidelitate, cred că există și în limba română, deci loialitate, era un capitol chiar foarte frumos, vremea dinăuntrul nostru, da? Din profunzimea noastră, deci care ar fi vremea, care ar fi meteul nostru interior, să ne punem relația, deci să mă ascult eu pe mine. Ce este mai important? Să ajungi la întâlnirea cu mine sau să plec și să las baltă această frumoasă propunere pe care am avut-o? Deci eu cred că dacă am ști să ne ascultăm într-adevăr, am putea să mergem pe o cărare mult mai luminoasă, presărată cu flori, cu parfum. Uite, eu mă erigez acum, așa foarte pe scurt, în rolul unui cititor care citește cartea, te ascultă pe tine, dar vine cu următoarea întrebare. Bun, bun. Tot ce ai spus tu este perfect.
Dar dacă eu nu-i voi spune ce, și îți spun asta din proprie experiență, eu sunt un tip destul de, ca să spun foarte, destul de punctual, ajung cu 10 minute, cu 15, cu 20 de minute înainte la întâlnire și stau și aștept. Dar dacă celălalt îmi întârzie, exemplu pe care l-ai dat tu, da? Nu știu, depinde acum și cât întârzie, că dacă întârzi 10-15 minute, știi cum e și la noi, sfertul academic, așa îi se spune. Dacă Da. vine după jumătate de oră sau poate chiar mai mult, cum mi s-a întâmplat în anumite situații, te încarci poate cu o energie negativă care nu este ok, în primul rând pentru tine. Dar ce mesaj îi transmis tu celuilalt ca la următoarea întâlnire el să nu mai întârzie? Pentru că dacă tu nu pui niște limite sănătoase, niște granițe sănătoase, celălalt e foarte posibil, a, bă, Sorin, ăla oricum vine, stă și mă așteaptă și o oră, n-are nicio treabă. Deci ce mesaj îi transmitem noi celuilalt, nu toxic, bineînțeles, în așa fel încât noi să-i tragem niște semnale de alarmă. Bun, bun, e ok, nicio problemă că ai întârziat, dar uite, astea sunt limitele mele. Sper ca la următoarea întâlnire să ajungi la timp. Sorin, ai dat singur răspunsul acestei întrebări. Uite, acestea sunt limitele mele, da? Deci vorbesc despre mine. Sunt un om punctual și m-am simțit într-o neplăcere să stau să aștept. Deci vorbesc, mă poziționez eu. Cine sunt eu și ce aștept de la tine? Știi ce îmi spunea Jacques? Eu ajungeam totdeauna în întârziere. Și îmi spunea, data viitoare voi pleca, dar aveți noroc că am o anumită vârstă și țin la dumneavoastră. Este un om care nu are răbdare și am învățat să ajung acum și eu, puțin mai repede, nu cu mult, dar puțin mai repede. Deci eu cred că cel care transmite mesajul trebuie să se poziționeze astfel încât să vorbească de sine, despre el, ca să poată fi auzit de celălalt. Căci dacă spunem, depunem mesajele toxice, celălalt nu ne va auzi în cererea pe care o facem. De aceea spunea unul dintre stâlpii, pilierii comunicării este să știm să cerem celuilalt ce așteptăm de la el, povestind despre noi. Revedere, vă mulțumesc Mulțumim pentru mult. această întrevedere Noi și mulțumim. aștept răspunsuri de la Da, voi, da. de la cititorii români. O Mulțumim din zi suflet. frumoasă! La fel, la La fel. revedere! Numai La bine, zi revedere! bună.